Ce SMDV, echipa municipalității, președința de județ, a avut o evoluție peste așteptări în sezonul trecut de Liga 3 de fotbal, ajungând până în semifinalele barajului de promovare. Performanța se datorează și aportului adus de tinerii jucători crescuți la centrul de copii și juniori de la CSM Deva. Centrul de la Deva produce în continuare fotbaliști de mare viitor, unul dintre aceștia, Alexandru Vișan, urmând a participa între 16 și 22 iulie la Mogoșoaia la o acțiune a lotului național U15. Mijlocașul ofensiv de la CSM Deva a primit cu bucurie și emoție convocarea una în premieră, este conștient de importanța acestuia și speră să-și depășească tatăl pe Constantin Vișan ca performanțe fotbalistice. Convocare în premieră la lotul U15, felicitări! Cum te simți? Cum ai văzut convocarea? Mulțumesc, mă simt foarte bine. Am primit această convocare cu multă stimă și respect și sunt foarte fericit pentru că am mers mai departe. Cum de ajuns să fii convocat? Prin muncă. Prin muncă și antrenament. Drumul până la convocare, cum a fost? Unde ai început fotbalul? Care a fost traseul tău? Am început la FC Corvinul Hunedoara, apoi, după 2 ani, jucați acolo. Tatăl meu s-a apucat de antrenoriat la CSC FR Simeria, ne-a mutat toată grupa la Simeria de la 2008 și acum 2 ani, în 2020, ne-a mutat din nou toată grupa la Deva. Cum e la Deva, la CSM Deva? Foarte bine. Este un club foarte frumos și cu colegi foarte de treabă. Tatăl tău a jucat la un anumit nivel. Da. Îți dorești să-i calci pe urme? Da, vreau să ajung chiar mai sus decât a ajuns el. Alex este antrenat la CSM Deva de tatăl său, care are o carieră impresionantă și, deși a trecut bine de 40 de ani, continuă să fie jucător activ în Liga 4. Constantin Vișan speră ca prin muncă băiatul său să-l depășească. Vișane, așchia nu sare departe de trunchi. Cum îl vezi pe copilul tău? Așa este proverbul, așa se zice. Eu sper că prin muncă, foarte multă muncă, să mă depășească. Toată lumea pe unde mergem pe la turnee zice că e mult mai talentat decât eram eu la vârsta lui, dar asta nu certifică faptul că o să și joace mai sus decât am jucat eu. Fără muncă nu se poate, numai prin muncă. Să le aducem aminte celor mai tineri, unde ai jucat tu? Am început fotbalul la FC Drobeta Turnu Severin, după care la vârsta de 15 ani am fost transferat la Poli Timișoara. De la Poli Timișoara am jucat și la Electrica Timișoara în Liga 3-a. Unde am venit la Corvinul Hunedoara, care a rămas echipa mea de suflet, la Vagonul Arad, Acu Arad, cum i-a zis mai nou, și la CFR Simedia. Momentan mai joc încă la Gloria Giurgiu, Liga 4. Alexandru Vișan, dar și alți colegi ai săi, au intrat în vizorul unor echipe de Liga 1, dar momentan nu se pune problema ca ei să plece de la Deva. Aceștia au intrat în vizorul acestor echipe, dar și a selecționerilor de la naționalele de juniori, grație condițiilor de pregătire de la CSM Deva și a managementului clubului, care permite tinerilor fotbaliști să aibă cât mai multe meciuri în picioare, inclusiv cu adversari de peste hotare. La Deva am grupe de copii și juniori. La Deva este un club care dezvoltă copiii foarte bine, li se dă voie la copii să accede și la turnee interne și internaționale. Avem o bază de pregătire foarte ok, colegi foarte buni, domnul Marius Sârbu este șeful centrului de copii juniori și cu ceilalți colegi suntem un grup ok. Mai sunt și alți copii talentați pe lângă băiatul tău, acum nu e vorba de subiectivism, dar copilul tău știu că e foarte talentat, a fost în vizor la unele academii. Da, a fost un vizor la unele academii, chiar acum o lună am fost și la Academia Hagi și la Universitatea Craiova, chiar îl doresc să meargă acolo. Nu numai pe el, mai sunt și la grupa mea 2008, am foarte mulți copii foarte talentați, foarte buni, dar cred că nu e momentul încă să facă pasul spre altă echipă. Încă trece în clasa 8-a și urmează să studiile sunt foarte importante. Alături de Alex Vișan au mai primit convocări la lotul U15 alți doi hunedureni, fiind vorba de Ianis Dobrescu de la Primavera Deva și Eric Bărbat de la Sori Sports Junior Lupeni.